Secretar general al NATO, Mark Rutte, a întreprins o vizită la Kiev la doar două zile după ce a preluat șefia alianței. Acesta a asigurat Ucraina de susținerea Occidentului. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a menționat că ucrainenii merită să adere la NATO și că țara sa are nevoie de arme pentru apărare. Mark Rutte a declarat în cadrul conferinței de presă susținută alături de Volodymyr Zelensky că aliații NATO au oferit Ucrainei un sprijin fără precedent de la începutul invaziei ruse și a subliniat că știe că este nevoie de mai mult. Sprijinirea Ucrainei și completarea propriilor stocuri înseamnă creșterea producției industriale. Aceasta va fi o prioritate pentru mine. Ucraina este mai aproape de NATO decât oricând și vom continua în acest sens până când va deveni membre a alianței noastre. NATO este alături de Ucraina pentru securitatea dumneavoastră și a noastră. La rândul său, Volodymyr Zelensky a reiterat că obiectivul Kievului este aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică. Ucraina trebuie să-și consolideze poziția pe front, astfel încât să putem crește presiunea asupra Rusiei pentru o diplomație corectă. Din acest considerent, avem nevoie de o cantitate suficientă de armament de calitate. Acum, în primul rând, suntem concentrați să ne asigurăm că Ucraina va fi invitată să adere la NATO. Al doilea punct este armamentul, mai exact, apărarea antiaeriană. Vizita lui Mark Rutte în Ucraina are loc pe fundalul atacului nocturn cu bombe ghidate asupra orașului Harkov. Cel puțin 12 persoane au avut de suferit după ce proiectilele au lovit apartamentele de la etajele superioare ale unui bloc cu 5 etaje. 5 persoane au fost internate cu traumatisme la spital, printre care și o fetiță de doar 3 ani.